Dorința și voința au fost principalele aturi ale băieților lui Sebi Tudor în disputa cu Farul Constanța. Pe o vreme superbă și în fața peste 1500 de spectatori, Chindia a făcut spectacol, reușind cea mai clară victoria sezonului. După schimbarea lui Cornel Dinu cu Pătru din cauza unei accidentări și cartonașul galben văzut de Rădoi în startul jocului, Chindia a amenințat pentru prima dată mai serios poarta lui Curcă în minutul 22. Gavril a șutat la lung, iar din cornerul rezultat, centrarea lui Alex Băluță a fost reluată cu capul de Honciu. 5 minute mai târziu, Mădălin Mihăescu a șutat imparabil de la 16 metri pentru 2-0. Singura replică mai serioasă a constanțenilor a fost dată de Buzea în minutul 33. Acesta a reluat în plasă cu capul centrarea lui Chițu. Până la pauză, același Chițu a reluat slab, iar Perianu a reținut. Din tabăra gazilor, Băluță l-a pus din nou la treabă pe Curcă. În ultimul minut al primei părți, nouarul Chindiei a ieșit la rampă cu o nouă super execuție marcă registrată. Șut fără preluare de la 20 de metri, bară gol, 3-1 la pauză. Încă o dată vreau să-i felicit atât pentru joc cât și pentru rezultat. Cred că puteam câștiga chiar mai la o diferență mai mare de scor, dar este bine totuși că s-a câștigat și s-a jucat, cred eu, destul de bine pentru acest moment. În partea a doua, Farul a atacat, însă fără clar viziune. Depunctat a făcut-o tot Chindia, tot prin același Alexandru Băluță. În minutul 64, atacantul Dâmbovițean a terminat cu gol o acțiune singur cu portarul Curcă. Îmi pare rău că n-am înscris de mai multe ori, dar important este că am câștigat cele 3 puncte și trebuie să continuăm pe linia aceasta. S-a terminat 4-1, iar Chindia se instalează pe locul 6 al clasamentului cu 12 puncte, însă 10 dintre acestea au fost obținute în ultimele 4 meciuri.